Plafonarea tarifelor RCA mai așteaptă. Autoritatea de supraveghere financiară a decis să retragă proiectul după ce a fost criticat în spațiul public. Cât despre alte soluții, nici nu s-a discutat despre așa ceva. Deci, tot ce le rămâne românilor de făcut este să se descurce cum pot. Proiectul inițial cu care am venit noi a fost pus în dezbatere publică. În această perioadă de dezbatere publică, mai multe părți interesate au formulat obiecții, observații la acest proiect. Este firesc să retragem acum ca să facem o analiză a tuturor acestor observații și să vedem pe baza unei astfel de analize care este varianta revizuită a propunerii cu care vom merge către colegii din executiv. Proiectul de lege pentru plafonare pregătit de ASF a fost criticat atât de șoferi cât și de companiile de asigurări, care spun că încalcă legislația europeană și riscă să destabilizeze și mai mult piața de asigurări RCA. Dacă stai la sfaturile ASF-ului, mai bine nu. Au venit cu o ordonanță care prevedea niște plafonări a unor tarife despre care nu știm care sunt. Cum să aleagă oamenii între diverse tarife RCA dacă ele nu sunt publicate, da? Nu există în spațiu public. În ordonanță nu se scrie nimic legat de aceste tarife. Odată ce proiectul a fost retras, se pare că românii sunt buni de plată. ASF nu are nicio soluție pentru cei care trebuie să-și reînnoiască polițele RCA obligatorii în perioada ce urmează, chiar dacă prețurile au crescut alarmant de mult. Până atunci, consumatorii se uită în piață, iau cea mai bună ofertă pe care o găsesc, cerând de la asiguratorii din piață oferta la acest produs. La momentul în care această analiză despre care vă vorbeam va fi finalizată, vom înainta proiectul revizuit spre colegii de la executiv. Specialiștii în domeniu sunt de părere că o plafonare a prețurilor, chiar și în varianta unui proiect de lege revizuit, va face mai mult rău decât bine pieței, care deja a avut de suferit. Nu te poți duce cu bocancii într-o piață, indiferent care este aceasta, să stabilești tu din pix niște tarife. Nu se poate face așa și în această piață, în momentul de față, plafonarea este cea mai proastă soluție pentru că va atrage automat o clauză de infringement din partea Comisiei Europene.